Ceea ce Republica Moldova primește de la Uniunea Europeană are o logică a integrării. Adică Republica Moldova, dacă utilizează instrumentele din parteneriatul estic, din politica de vecinătate, se europenizează și devine din ce în ce mai compatibilă cu valorile economice, politice, sociale, culturale ale Uniunii Europene și din ce în ce mai aproape de statutul de țară candidat și la limită de țară membru.